În Amurg privesc orizontul și zăresc măreția ta. Mii de stele încep să se aprindă, rând pe rând luminând calea mea. Îngenunchez și mă uit înspre ceruri, mă întreb oare când ai să vii. O, Iisuse, mi-e dor de tine, Domnul meu, oare când vei veni? Mi-e dor de tine necontenit, mi-e dor de iubirea ce m-a mântuit. Mi-e dor, o, Iisuse, să te întâlnesc, te aștept zi și noapte, fiindcă te iubesc. Mi-e dor de tine necontenit, mi-e dor de iubirea ce m-a mântuit. Mi-e dor, o, Iisuse, să te întâlnesc, te aștept zi și noapte, fiindcă te așteptarea împăratului veșnic slăvit. Cu privirea țintită spre ceruri, mă întreb oare când ai să vii. O, Iisuse, mi-e dor de tine. Deschide cuvântul Domnului dimineața aceasta la pagina Biblie 558. Vreau să citesc cele patru versete care se găsesc la Psalmul 62 cu versetul 5. Și aș vrea aceste versete, cum se vorbea joi seară, nu trebuie cineva să ne motiveze pentru rugăciune. Nu trebuie cineva să ne împingă la rugăciune. Asta este dorința sufletului meu, să-L laud Stăpânul, să-L laud Dumnezeul meu, să-L laud Mântuitorul meu, să-L laud pe Salvatorul meu, binecuvântat să-i fie numele Lui. Eu laud pe Domnul pentru că El m-a mântuit, glorie Lui. Nu ne ajunge 80 de ani, 100 de ani, nu ne ajunge să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și mai ales dacă vii în casa lui Dumnezeu și nu-L lauzi, Dumnezeu ar trebui să-ți dea 200 de ani. Dar aș vrea ca dimineața aceasta să te fac conștient că ești aici ca să lauzi numele Lui Dumnezeu. Hristos se uită la tine, Dumnezeu se uită la tine, Duhul Sfânt care este în tine poate ar vrea să se roage și tu îi piedică în dimineața aceasta. Lasă-L pe Duhul Sfânt să se roage împreună cu tine. Spune cuvântul Lui Dumnezeu, versetul 5 din Psalmul 62 spune așa: da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru, slăvit să fie numele Lui. Pe Dumnezeu, în dimineața aceasta, să fie întemeiat ajutorul nostru și credința noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu vreau să vă mai țin, pentru că văd că sunteți cu inima plină de bucurie și vreți să-L cinstiți pe Dumnezeu prin rugăciune. Haideți să intrăm în rugăciunea noastră, închideți ochii, stați ca înaintea lui Dumnezeu, rugați-vă ca înaintea lui Dumnezeu, cereți ajutorul lui Dumnezeu. Vremurile care vor veni sunt vremuri grele. Dacă astăzi nu strigăm către Domnul, ce vom face mâine când vom fi la strâmtorare? Dar astăzi îl chemăm pe Domnul ca mâine când vom fi în groapa cu lei, Dumnezeu să trimită îngeri în ajutorul nostru. Amin? Când strigă un nenorocit, spune că Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Dacă ești în încercare, dacă ești în bucurie, laudă-L pe Dumnezeul cerului. Și Dumnezeu să ne dea biruință în dimineața aceasta. Suntem cei răscumpărați de Domnul, suntem poporul ales de Dumnezeu, suntem mântuiți lui Dumnezeu, alții n-au șansă să intre în prezența Domnului. Tu dacă ai căpătat trecerea astăzi, prinde-te de Domnul și spune: Doamne, nu te las. Vreau să-mi rezolv problema și vreau să-mi răspuns la rugăciune. Și astăzi, dacă ai credință, Dumnezeu îți dă biruința. Slăvit să fie Domnul. Închidem ochii și ne rugăm înaintea Dumnezeului nostru. Amin. Și e bani.
Ce carte tare vremea! Lăudat să fie Domnul! Amin. Pentru noi toți este o zi de har, este o zi de îndurare, pentru că Dumnezeul nostru ne-a binecuvântat și ne binecuvintează și noi suntem recunoscători Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi. Noi, ca semn de recunoștință înaintea Domnului, spunem și facem lucrul acesta, cum spunea Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 12, vândem, dar fraților, pentru îndurarea Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre înaintea Domnului, ca o jertfă sfântă. Noi, pe lângă faptul că în inimile noastre, în viața noastră, îl lăudăm pe Dumnezeu, la casele noastre, la locurile de muncă și oriunde ne-am aflat, îl lăudăm pe Dumnezeu și purtăm în inimile noastre mulțumire, recunoștință față de harul care ni l-a acordat. Noi, în dimineața aceasta, nu facem altceva decât aducem trupurile noastre înaintea Domnului, binecuvântat să fie El. Amin. Poate cei mai mulți dintre voi sau dintre noi avem și slăbiciuni în trupul acesta. Sunt boli de diferite feluri, fiecare dintre noi știm păsul inimii noastre, necazurile noastre, poate unii au lipsă, poate unii n-au un loc de muncă și frământările, apăsările nu ar fi lăsat să fie în locul acesta. Dar important lucru și dimineața aceasta am vrea să ne rugăm totodată cu mulțumire, dar Dumnezeu să ne mărească credința, ca să fim credincioși în orice lucru și în orice vreme. Spunea omului Dumnezeu David că îl va binecuvânta pe Domnul în orice vreme. E mare har, e mare lucru să poți să-L binecuvintezi pe Domnul în orice vreme. Dar ca să-L poți să-L binecuvintezi pe Domnul în orice vreme, trebuie să ai o țintă, trebuie să ai un scop, trebuie să ai un țel. Cei mai mulți dintre noi care lucrăm, dacă ar fi, după unii dintre noi, cel puțin în America, am văzut să mai practică lucrul acesta, muncești dimineața și seara aștept să primești bani. Dar cei mai mulți dintre noi lucrăm luna asta și primim banii pe luna viitoare, pe 10 sau alții îi primesc după 2 sau 3 luni. Și totuși lucrăm cu credincioșie față de patroni, față de oameni aceștia care și-au dat cuvântul că ne vor plăti și ne vor da ceea ce ni se cuvine. Cu cât mai mult noi ar trebui să ne punem credința, nădejdea în Dumnezeul nostru, că El ceea ce a spus, El nu minte, frații și surori. Noi, dacă ne-am pune lucrul acesta în mintea noastră, am spus lucrul acesta și îl voi susține întotdeauna. Dacă satana, diavolul, caută ceva, caută să ne ia bucuria mântuirii. Caută să ne ia nădejdea aceasta chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Și dacă el poate vine printr-un păcat, printr-o frământare, printr-o lipsă, printr-o descurajare, dar uite, unde-i Dumnezeul tău la care tu îi te închini și îi slujești? Ia uite, tu ai făcut cu tare, tu faci cu tare lucru și de ce Domnul te lasă în starea aceasta, fie de boală, fie de lipsă de muncă sau așa mai departe? Dacă noi ne-am pus nădejdea și credința în Dumnezeu, atunci noi îl vom sluji pe Dumnezeu în fiecare zi și în orice vreme. Și lauda Lui va fi totdeauna în gura noastră. Pentru că, dincolo de orice lucru, dacă ești lipsit, poate ca Iov odinioară, în afară de soție, a fost lipsit de toate lucrurile. A fost lipsit de copii, de bogății și de sănătate, pur și simplu. Și mai vedem acolo că a fost lipsit chiar și din crederea aceea minimă care ar trebui să fie dat soția lui. Și a spus și ea până la urmă, ispitită de satana, lasă-mă pe Dumnezeu și vei muri, că n-are rost să te mai chinui în felul acesta. Ce a spus omului Dumnezeu? Omului Dumnezeu care a avut credință în Dumnezeu. Te uiți dincolo de trupul acesta, dincolo de lucrurile acestea materiale. Noi într-o zi vom muri, vom muri. Îmi spunea un frate zile trecute și am rămas foarte impresionat de lucrul acesta. Frate Petru, știi că mintea noastră gândește veșnic? Mintea noastră face planuri că ar trăi omul veșnic pe pământ. Mintea noastră, dacă s-o schimba ceva în noi, s-o schimba multe lucruri, dar mintea o rămasă cei care ne-au pus-o Dumnezeu. Noi gândim veșnic, noi nu mai avem limită la gândire. Nu ne mai gândim că într-o zi putem să fim bolnavi, într-o zi nu mai putem merge. Și omul Dumnezeu, Eclesiastul, spunea, bagă bine de seamă, câtă vreme ești tânăr, câtă vreme ai sănătate în trupul acesta, dă-i slavă lui Dumnezeu. Câtă vreme te pot ajuta picioarele, aleargă la Dumnezeu, aleargă în lucrarea Domnului. Câtă vreme ochii ăștia mai văd, urechile aud, dinții ăștia zbuni, gura asta mai poate vorbi, laudă-L pe Domnul, amin, laudă-L pe Domnul. Am cunoscut niște frați care s-au întors la Domnul mai la bătrâneți. Și pe atâta îmi pare de rău că am strigat în lumea aceasta, în lung și în lat și am lăudat pe diavolul. M-am bucurat în felul lumii acest. Și acum când l-am cunoscut pe Domnul, nu pot să mai rostesc un cuvânt tare sau să aud o cântare. Ce har avem noi și în mod deosebit biserica din Mansu, suntem cea mai mare parte, suntem tineri. Haideți să-L lăudăm pe Domnul în dimineața aceasta. Pavel spune așa, haideți să-L lăudăm pe Domnul pentru îndurarea care o are față de noi. Și important,
Timpul trece și zboară așa de iute, da? Important lucru este cum stăm noi înaintea lui Dumnezeu, atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și ce important e lucrul acesta, să ne păzim trupurile noastre, să le aducem înaintea Domnului. Apostolul Pavel spunea la Corinteni, la capitolul 3 cu versetul 16: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în voi? Noi de aceea în dimineața aceasta am venit aici, că în templul acesta de car locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cine se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, îl poartă Duhul unde vrea el. Îi spunea Domnul la Nicodim: Nicodime, cel care e născut din Duhul lui Dumnezeu, de unde vine vântul și unde pleacă, știi tu, nu știi? Tot așa e cu cel care e născut din Duhul lui Dumnezeu. Îl poartă Duhul lui Dumnezeu unde vrea Dumnezeu și unde este bine pentru fiecare dintre noi. Mărit să fie Domnul, amin. Haideți în dimineața aceasta să continuăm să ne rugăm înaintea Domnului. Dacă Dumnezeu ne-a ajutat până aici și l-am cunoscut într-un fel sau altul, sau poate sunt persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în dimineața aceasta ne rugăm unii pentru alții, ca Dumnezeu să-și facă un nume de slavă în mijlocul nostru, ca Dumnezeu să ne ridice, ca Dumnezeu să ne dea putere să putem înțelege planurile lui Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta. Dacă nu-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că de cele mai multe ori n-avem nădejdea aceasta fermă în noi, n-avem convingerea aceasta, poate că într-o zi ne vom întâlni cu Dumnezeu. În dimineața aceasta aș vrea să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și ce mai spunea omul lui Dumnezeu Petru, în capitolul 4 din 1 Petru? Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Știi ce important e lucrul acest? Trupul acesta poți să-L aduci înaintea lui Dumnezeu? Știi ce important, că cu trupul acesta nu poți să faci ce vrei tu? Știi ce important să știi lucrul acesta? Duhul Sfânt locuiește în mine. Eu sunt al lui Dumnezeu, nu mai pot să fac eu ce vreau cu mine. Și spune Apostolul Petru aici, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și ca să facem lucrul acesta, trebuie să ne rugăm. Trebuie să mijlocim înaintea Domnului, ca Dumnezeu să ne dea putere și să ne dea biruință. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare, în mod deosebit, frați și surori. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurarea care are pentru noi. Poate cei mai mulți putem spune: Doamne, ai mare îndurare față de noi, că te-am întristat sau ți-am întors spatele, ne-am abătut de la căile tale și încă tu ai îndurare și în dimineața aceasta suntem în prezența ta. Poate unii dintre noi putem spune: Doamne, mare îndurare ai avut față de noi, ne-ai dat toate cele necesare și totuși n-avem o inimă recunoscătoare, n-avem o mulțumire care ar trebui să fie după voia ta, înaintea ta. Poate cei mai mulți dintre noi putem spune lucrurile acestea: n-am făcut cu trupul nostru ce o trebuie să facem. Nu l-am păzit, nu l-am păstrat curat pentru tine, Doamne. În dimineața aceasta Dumnezeu să lucreze. Haideți să ne deschidem cu inima, că Dumnezeu vrea să lucreze în dimineața aceasta. Vrea să ridice stările noastre. Eu am nevoie ca Dumnezeu să se atingă de mine. Eu am nevoie ca Dumnezeu să mă întărească în lucrarea care m-a chemat Dumnezeu. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului Dumnezeu să ne dea biruință. Ne rugăm așa cum stăm în picioare. Amin. Mulțumim Domnului pentru ziua aceasta binecuvântată. Suntem în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm că Dumnezeu încă ne mai vorbește și cred că va continua să ne vorbească. Pentru noi este important în această zi să ne putem deschide inima, pentru că Dumnezeu vorbește celui ce ia seama. Dumnezeu vorbește celui ce ascultă. De aceea în această zi, în această dimineață, vrem să ne deschidem inima ca să putem asculta ce vrea să zică încă bisericii Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ne bucurăm în această dimineață să avem oaspeți din Ucraina, îl avem pe fratele pastor Costică Cuciurean. Domnul să-l binecuvânteze. Îl cunosc de mai mulți ani, se implică în lucrare de evangelizare printre românii din Ucraina. În Ucraina avem zona Bucovinei, regiunea Cernăuță în mod special, unde sunt circa 100 de sate românești. În multe sate acum s-au înființat și continuă să se înființeze biserici și ne rugăm pentru lucrarea de evangelizare pe care frații de acolo o fac. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu ne va vesti cuvântul Domnului, ne va arăta apoi după mesaj, la urmă vom avea și un timp în care va prezenta și proiectul pe care ei l-au cu privire la lucrarea de evangelizare de acolo din zonă. Ne rugăm Dumnezeu să îl folosească în această zi. Este împreună cu altă familie, ei de fapt au unii trei pastori, dar un pastor este la Verona, unul la Milano în această dimineață. Ei sunt împreună cu o altă familie, de aceea vrem să le dăm timpul pentru a sluji Domnului în această dimineață.
avem și pe sora Vera, care are o mărturie, cum Domnul l-a chemat-o în slujire, în lucrarea care a făcut-o, și va avea și ea câteva minute pentru a prezenta această mărturie. Însă înainte am vrea să lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care grupa de copii, peștișori, vor avea o cântare și se vor pregăti în timpul cântării în comun. După această cântare, grupa de copii va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi sora Vera va aduce mărturia, cel mult 10 minute, apoi corul bisericii va sluji pe Domnul cu o cântare și în urma acestor cântări, în urma acestor slujiri, ne rugăm Dumnezeu să-L binecuvânteze pe fratele Costel Cuciureanu, să ne vestească cuvântul Domnului și Dumnezeu să-L binecuvânteze. Amin. Domnul e aici, i-am simțit fiorul, Domnul e aici, o știe tot poporul, de la doi sau trei, după său cuvânt, e prezent și e plinul sânt. De la doi sau trei, după său cuvânt, Iisus. Domnul e aici, a exclamat și Iacob, când le-a fugat pe-o piatră căpătând. Domnul e aici, azi în templul lui, aici este scara cerului. Thank you.
cercetare pentru română, care eu vorbesc în limba, că vorbesc în ucraineană, dar pastor, în domnul, vreau să mă împărtășesc cu voi cu ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea și cum m-a chemat în slujire. M-am născut într-o familie de creștini, într-o familie foarte binecuvântată. De mic copil știam despre Dumnezeu, știam că El mă iubește și părinții m-au ajutat să-L cunosc pe El și să mă îndrăgostesc de El. De fiecare dată când cineva mărturisea că a fost în misiune sau este misionar, simțeam în adâncul inimii că aceasta este ceva aproape de inima mea și îmi doream și eu mult ca să slujesc pe Dumnezeu așa mult. Dar mă gândeam că, în primul rând, sunt fată și nu băiat și mă gândeam că nu fiecare poate face acest lucru, nu fiecare poate să meargă în misiune. Credeam că trebuia să fie mai duhovnicesc, mai deosebit. Dar Dumnezeu, când dă chemare în inimă, El îți vorbește în mai multe feluri și tu ești convins că și asta este pentru tine. Timpul trecea, eu creșteam, eram în biserică, eram în grupa de tineret, cântam, eram în stare de școală duminicală și în adâncul inimii știam și credeam că aceasta nu este totul ce trebuie să fac pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fac ceva mai mult, pentru că El atât de mult a binecuvântat viața mea. Eu n-am pus lipsă de nimic, eu am fost într-o familie care m-a iubit și știam că ceea ce am primit eu de la părinți trebuia să împărțesc și mai departe. Îmi doream mult să fiu misionar și nu știam cum să fac lucrul acesta. Dar Dumnezeu a deschis uși, eu mers am învățat în alt oraș la noi, în Ucraina, și Dumnezeu a împlinit aceasta în viața mea. Am plecat cu o grupă de fete, surori în Ucraina, în Kenya, în orașul Kitale, într-un sat lucram. Și Dumnezeu, în primul rând, m-a schimbat și pe mine și ne-a folosit pe noi ca să spunem despre El oamenilor africani. Noi aveam mai multe proiecte, lucram cu copiii, așa este starea în Kenya, că un copil să meargă la școală trebuia să știe a citi, a scrie, să numele trebuie să aibă cele necesare bancuri, cărți și mult, pentru că satul unde lucram noi era foarte săraci și părinții nu aveau posibilitate să deie copiii la școală, să iei repetitor și să-i învețe. Mulți copii de 13 ani, 14 ani nu învățau și erau, nu învățau. Și noi am făcut o școală, aveam 160 de copii pe care îi învățam a citi, a scrie, aveam lecții biblice cu ei. Și care treceau examenul de intrare în școala primară, le ajutam să încearcă să cumpere totul ce trebuie și să învețe. Aceasta era o mare binecuvântare pentru ei. De asemenea, le hrăneam în fiecare zi, pregăteam mâncare pentru 160 de copii. Odată în lună le scăldam pentru că antisanitaria era foarte înaltă, până acum părinții nu au grijă așa cum la noi de copii. Dacă părinții noștri se stăruie totul ce mai bun să dăm la copii, acum este invers. Și odată o soră misionară împărțea bomboane la copii și a dat și o fetiță. Și mama nici a zis nu-i dat la copilul meu. Fata aia se gândesc, poate are ceva probleme cu sănătatea sau ce știe. Și am întrebat de ce să nu-i dau. Și mama a zis pentru că eu când eram mică nu am pierdut bomboane și nici copilul meu să nu trebuie să mănânce. Și ne-a impresionat foarte mult lucrul acesta, pentru că aceasta este ceva absurd pentru noi, pentru că părinții se stăruie pentru noi și spune chiar ce este mai bun. Și atunci ne-am dat seama pentru că Dumnezeu cu adevărat ne-a iubit și ne-a binecuvântat mult. Și doream dragostea care am primit-o de la părinți să-i dau la copiii cei, pentru că ei sunt lipsiți de dragoste. Pentru că deci, mami nu le iau în brațe, nu au grijă așa de mult ca noi și știam că dacă măcar dragostea le putea dărui, Dumnezeu este dragoste și ei vă cunoaște pe Dumnezeu. De asemenea, aveam două case de copii, unii ne trudeam și aveam lecții de muncă cu ei, lecții biblice. Îi învățam să fetele să prepare mâncare, băieții să știe să facă un curs, să repare ceva. Eram ca și părinți pentru ei. De asemenea, aveam biserică, veneau 80 de persoane cam. În anul acela când noi am slujit, 2011-2012, am avut primul botez, am luat 6 persoane botezul și am avut o bucurie foarte mare pentru că vedeam că Dumnezeu lucrează și asta era o încurajare pentru noi. Ne-am întâlnit cu problema prostituției acolo. A venit fetele la noi de 9 ani, 10, 11, 12,
Și au zis că asta e ceva normal la ei în sat, pentru că fetele nu au putut și tot zi mâncarea, școala, ei au nevoie de bani. Și când au mers la părinți, ca părinții să le ajute, părinții au zis, ce nu știți cum se câștigă? Și le-au motivat să-și câștige într-așa un fel banii. Atât de mult de dorut problema aceasta, pentru că ele nu au protecție nici din partea părinților. Și nu puteam să stăm necăsătorul aceasta. Desigur, am făcut lecții, ne-am arătat că aceasta este un păcat foarte mare, foarte grav în ochii lui Dumnezeu. Și ele mult s-au mărturisit, multe inimi au fost eliberate, multe inimi au fost vindecate. Dar ce mai departe? De unde să-și ia bani? Și noi am făcut câteva direcții cum poți să-și câștigă în alt mod banii ca să-și iei cele necesare. Pe unele ne-am învățat să pregătească niște prăjituri africane ca să poată vinde și să câștige. Pe altele ne-am învățat să lucrească, să lucreze cu părul. Pe altele ne-am învățat să facă ceva blocumate, cărți, caiete, să lucrească și să nu dălătoriște la alți misionari. Și aceasta a fost foarte mare binecuvântare pentru ele. Am văzut inimi schimbate, am văzut fete încurajate care au înțeles că Dumnezeu iubește și Dumnezeu poate să le schimbe viața. Am avut un timp binecuvântat în Africa. Eram atât de aproape de Dumnezeu, dar la noi în Ucraina și cred că și voi ei suntem mai mult siguri noi, că suntem protejați, noi ne putem câștiga bani, noi ne putem feri de boli, de ceva primejdii. Acolo noi depindeam direct de la Dumnezeu. Noi ieșeam din casă și noi nu știam dacă ne vom întoarce, dacă ne vom întoarce și va fi totul bine. Noi nu știam dacă vom mânca în care azi nu ne vom bolnavi de bruțelă, de tir. Nu știam dacă ne vom mușca un fruhaș și vom fi bolnavi de malerie. Și noi fiecare zi ne rugam, de fiecare dată când ne puneam la masă, noi ceream ca Dumnezeu să curățească de orice virus, de orice bacterie în mâncare. Și eram atât de aproape de Dumnezeu și atât de minunat a fost timpul acela. Și Dumnezeu, în primul rând, m-a schimbat și pe mine. Mi-a arătat că totul ce am în viața mea nu este doar pur și simplu la întâmplare. Mi-a arătat că aceasta este un har nemeritat și o binecuvântare din partea Lui. Mi-a arătat că El, dacă cheamă în slujire, El dă și posibilitate ca noi să slujim. Atât de mult m-a încurajat și știu că asta nu este totul. Știu că Dumnezeu încă are multe pentru viața mea și vrea să mă folosească. Atât de mult vreau să stau aproape de El. Atât de mult aș vrea să aud glasul și să știu cum să procedez în viață. De asemenea, noi, eu am lăsat la proiectorie și mă gândeam la colegiul de proiectorie și mă gândeam că asta pur și simplu pentru mine ca să-mi câștig de viață și o profesie. Și am fost foarte mult încurajată când în Africa am învățat pe altele femei să coase, cumpărat niște mașini care să mutesc cu picioarele pentru că nu au electricitate în sat acolo. Și ne-a învățat să coase, să-și poată câștiga bani ca să cumva să supraviețuiască. Și tot am fost mult încurajat. Am înțeles că totul ce se întâmplă în viața noastră este pentru ca noi, după aceea, să putem sluji prin aceasta lui Dumnezeu. Și vreau să mă încurajez pe voi, dacă copiii voștri învață, încurajați-i să învețe bine și să fie niște copii de exemplu, ca după aceea, cu ceea ce au în capul lor să poată slujească Domnului. Dacă lucrați, lucrați ca pentru Dumnezeu. Și El vă va folosi pentru slavă Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească. Eu mă spun că toți trebuie să plece la Africa. Eu știu că Dumnezeu are chemare pentru fiecare în parte și pur și simplu faceți pași spre El. Și El va face mult mai mulți pași spre voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Yeah.
să revăd unele fețe care ne-am întâlnit în misiunea România, la Vișoara, Domnul să o binecuvinteze. Mă bucur să am și un cuvânt de mulțumire pentru voi ca biserică că l-ați binecuvântat pe fratele Marius Livanu să ajungă și pe la noi. Nu știu, poate v-ați rugat pentru el, poate cineva l-a binecuvântat cu ceva să poată ajunge și dacă în altă dată merge păstorul în misiune, să nu uitați să-l binecuvântați. Ne-am bucurat de slujirea lui acolo și Dumnezeu a atins multe inimi, pe mulți tineri apropiat de Dumnezeu și până în ziua de azi, frate Marius, vreau să vă spun, cel puțin am auzit de vreo 10 persoane care s-au apropiat ce au zis. Au fost multe mesaje bune în tabără, dar ce Dumnezeu ne-a vorbit prin fratele Marius ne-a rămas adânc în inimă și vrem să-i slujim lui Dumnezeu. Zic, Domnul să-l binecuvinteze, amin? Domnul să vă binecuvinteze pe voi și să putem sluji Domnului. Trăim vremuri nu ușoare, pentru că le-a prevăzut Duhul Sfânt de mulți ani înainte, încă prin Pavel când îi scria lui Timotei că vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Vremurile din urmă vor fi vremuri de război, vor fi vremuri de sânge. Vremurile din urmă vor fi vremuri de boli ca cancer, sida, hepatită și așa mai departe. Vremurile din urmă vor avea multe farmacii, dar puțină sănătate. Vremurile din urmă vor avea multe instituții, dar puțină înțelepciune dumnezeiască, drăcească mai multă. Vremurile din urmă, familiile se vor despărți pentru că e puțină dragoste firească. Soțul să nu-și mai iubească soția, mama să-și arunce copilul la gunoi. Eram student la Chișinău și într-o dimineață văd că poliția caută în jurul unei lade de gunoi. Și ne gândim ce caută poliția, curioși ne-am dus acolo. A găsit un copilaș numai născut și aruncat la coșul de gunoi. Încă mișca, era viu. Și se uita, oare care mamă l-a născut și l-a aruncat la gunoi? Se împlinește Biblia și semnele sfârșitului toate ne spun că Domnul nostru vine. Domnul nostru e aproape, e chiar la ușă. Și astăzi Duhul Sfânt se mai trudește între noi și vrea să ne apropie pe toți de Dumnezeu. Duhul Sfânt vrea ca fiecare dintre noi să fie în cer cu Dumnezeu în rai și niciunul dintre noi să nu fie în iad. Mă rog în această zi ca Dumnezeu să ne vorbească. Aș vrea să vorbesc despre câteva lucrări ale Duhului Sfânt în viața noastră, ca credincioși, ca oameni al lui Dumnezeu în această lume. Duhul Sfânt are foarte multă misiune și lucrare. Perioada bisericii e dispensația Duhului Sfânt. Dumnezeu Tatăl a activat sau a fost persoana de bază care a lucrat în Vechiul Testament. Da, a fost prezent și Duhul Sfânt și Hristos, dar Dumnezeu Tatăl dădea poruncile și El s-a prezentat ca Dumnezeul lui Israel. Avem perioada când Domnul Iisus a început activarea Lui în trup pe pământul nostru. Evangheliile e dispensația Domnului Iisus. Da, a fost Tatăl, a lucrat. Duhul Sfânt a fost permanent cu El, dar Cel care era în centrul, învăța ucenicii și pregătea echipa bisericii, a fost Domnul Iisus Hristos. Și când El se înălța la cer, a spus, e bine să mă duc, că dacă mă duc eu vii de folos. Și anunță o altă dispensație, un alt membru din Trinitate care se va pogori pe pământ. Și El zice, dacă nu mă duc eu, nu vine Mângâitorul. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite, va fi cu voi și în voi. Și va face o lucrare extraordinară, slăvit să fie Domnul. Lucrarea bisericii începe cu cinzecimea. Și toate confesiunile în lumea asta recunosc că la cinzecime s-a născut biserica când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Să facem parte din această biserică a Domnului Iisus Hristos, care în primul rând trebuie să fie fără pată. Să citim pentru azi cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 7 în jos până la versetul 11. Să dăm ascultare la cuvântul Domnului, ridicați în picioare. Totuși, a spus Domnul Iisus, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea.
în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Amin. Vă invit să vă așezați. Lucrarea Duhului Sfânt cu credinciosul și în viața credinciosului. Am să vorbesc despre aceste aspecte. Am putea vorbi despre mai multe aspecte pe care le face Duhul Sfânt. Dar aș vrea în această zi, de acest pasaj, când Domnul Iisus a vorbit de mângâitor, a vorbit despre trei lucruri primordiale sau importante pe care le va face. Și Domnul Iisus Hristos, în primul rând, s-a ocupat de problema păcatului, spunând că Duhul Sfânt se va ocupa de asta. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. E atât de important să înțelegem acest lucru. Astăzi oamenii tot mai greu se pocăiesc, o să am. Și noi recunoaștem că într-o parte modernismul, în altă parte religiozitatea, în altă parte vremurile care noi trăim, oamenii tot mai tare se îngrădesc, garduri mai mari, lăcăți mai puternice la porci, la uși, și e nevoie de ceva special ca să-i atragă la Dumnezeu. Și nimeni nu poate face această lucrare decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Întâlnim mulți credincioși la care li-e greu să trăiască pocăința, pentru că fără ajutorul Duhului Sfânt, noi nu putem trăi o viață curată și sfântă și o viață de biruință. Întâlnim mulți care sunt căzuți în vremea de azi și au nevoie de ridicare. Nimeni nu poate ridica mai bine ca Duhul lui Dumnezeu. Și ne rugăm în această zi ca Domnul să atingă multe inimi. Amin. Dumnezeu folosește diferite mijloace ca să apropie biserica lui de El. De aceea e foarte important ca să vorbim despre aceste lucruri. Când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, în primul rând, El are lucrarea sau misiunea de a convinge oamenii de păcatele lor. De a convinge pe fiecare, indiferent ești mai aproape sau mai departe. Mă vezi aici sau pe internet? Ești acasă sau în lucru? Ești singur sau ești în adunare? Duhul lui Dumnezeu este pretutindene. Duhul lui Dumnezeu spune a David: Doamne, unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde mă voi ascunde de El, de fața Ta? Dacă mă duc în cer, Tu ești acolo. Dacă mă pogor în locuința morților, iată și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo e prezent Duhul lui Dumnezeu. Este atot prezent, slăvit să fie Domnul. Și Duhul lui Dumnezeu, care e atot prezent, de El nu te poți ascunde, de El nu te poți închide în întuneric, că pentru El întunericul e ca ziua în amiaza mare. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră să-și facă lucrarea de misiune pe care a început-o Hristos. Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și Domnul Iisus a găsit, în perioada cât a slujit pe pământ, a găsit câțiva oameni pe care i-a mântuit. De multe ori predica la 5.000 de oameni. Dar de când Domnul Iisus a plecat, biserica a crescut la nivel de milioane, pentru că Duhul Sfânt este atot prezent și lucrează în fiecare localitate, putem spune, în fiecare țară, în fiecare popor. Pentru că în Apocalipsa spune că înaintea lui Dumnezeu, în haine albe, vor veni din orice națiune, din orice limbă și din orice popor. Pentru că Domnul nostru vrea să mântuiască suflete cât mai multe. De asta a trimis Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Vreau doar să-ți pun o întrebare. Nu crede că întotdeauna vei avea posibilitate să te pocăiești? Nu crede că ești stăpân pe viață? Te rog astăzi să nu crezi că veșnic vei face ce vrei și vei fi cu Dumnezeu în rai. Poporul lui Dumnezeu a pierdut vremea cercetării și mulți au plâns pentru că n-a cunoscut vremea. Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim că n-a cunoscut vremea cercetării. Venea Salvatorul, Împăratul împăraților, și ei n-au cunoscut că e timpul de pocăință și întoarcere la Dumnezeu. Și Domnul Iisus, văzând femeile care pe urmă plângeau în urma Lui, El a zis: nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și copiii voștri, pentru că cea mai grea
Și cea mai mare problemă în lumea asta este păcatul. Cea mai gravă stare este păcatul și lumea noastră are nevoie de Dumnezeu. De aceea aș dori în această zi, dragul meu, oricine n-ai fi tu, să te întrebi și să-ți pui o întrebare. Dacă astăzi vine Domnul, ești pregătit să-L întâlnești pe El în rai? Dacă astăzi ar fi să vină sfârșitul lumii, răpirea bisericii, te întreb, pleci în rai? Mărturia mea, eu sunt din familie de pocăiți. Vreau să vă spun în câteva cuvinte, poate sunt tineri aici să audă. Poate te gândești că vreau să-mi trăiesc viața cum vreau. Am ajuns și eu la gândul acesta, spunea, mama are drumul ei, tata drumul ei, dar eu vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Am observat că cu prietenii m-am luat și viața mea a început să margă în jos. Într-o seară eram în camera mea, în dormitorul cel mic de acasă. Nu era nimeni, nu era predicator. Nu era acolo ci un proroc să-mi prorocească, dar era Duhul lui Dumnezeu care m-a cercetat. Și mi-a pus o întrebare, Costică, dacă în seara asta ar fi sfârșitul lumii, dacă în seara asta vin să-mi iau biserica, tu unde vei fi? Și când te cercetează Duhul Sfânt, nu poți să nu răspunzi. Și am spus, Doamne, dacă eu mor în seara asta, sau dacă vine sfârșitul, eu mă duc în iad. Pentru că când ești păcătos, știi că ești păcătos. Pentru că păcatul te povară, pentru că păcatul te macină, pentru că păcatul te face rob al lui. Nu mai ești robul lui Hristos, dar ești robul minciunii, ești robul pornografiei, ești robul neascultării, ești robul mândriei, ești robul lăcomiei. Dacă am face doar păcate, dar cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robii păcatului nu pot fi robii lui Dumnezeu. Mădularele tale pot fi ori mădulare ale neprihănirii sau mădulare ale păcatului. De aceea e foarte importantă. Și când Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat, a spus, Doamne, mai dăm timp să mă pocăiesc. Vreau să mă întorc la Tine. Vreau să mă apropii de Tine, Doamne. Și mulțumesc Domnului că mi-a dat timp și m-am întors la El, slăvit să fie Domnul. Mi-a dat timp să mă pocăiesc. Și m-am întors. Deși noi ca oameni de multe ori ne încăpățânăm și ne îndepărtăm de Domnul, dar Domnul vrea ca să ne întoarcem la El. De multe ori Dumnezeu cercetează oameni, cercetează națiune, numai că nu toți eu sama și mulți stau nepăsători de o mântuire așa de mare. Pentru că poți fi în adunare și Duhul lui Dumnezeu te cercetează, poate chiar prin prorociile care a fost. Poți avea o slujbă în biserică, poți chiar să prorocești, poți să cânți, poți să predici și să ai o viață dublă trăind în fără de lege pe undeva sau făcând unele lucruri pe care nu-i plac lui Dumnezeu. În ziua aceea a zis Domnul Iisus, mulți îmi vor zice, uitați-vă că nu puțini, uitați-vă că mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne! Știu și rugăciuni. Noi am prorocit în numele Tău. Noi am făcut fapte în numele Tău. Și El va spune, duceți-vă, pentru că ați trăit în fără de lege. Și acolo specifică, având în vedere că fără de legea este păcat. Cu alte cuvinte, au trăit pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, pretinzând că slujesc Domnului, dar fără o viață curată și sfântă. Dumnezeul nostru e sfânt și El dorește ca fiecare dintre noi să aibă sufletul curat, pentru că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Și mă rog în această zi, dragul meu, să vii la Domnul cu pocăință, să-ți dea eliberare și sufletul tău să fie curat, inima să fie curată și când vine Domnul să fii cu sfinți în slavă, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. E atât de important lucrul acesta. Într-o seară dormeam și sună telefonul pe la 1:30 noaptea. Un tânăr care îmbla la adunare, plângând, frate Costică, ce faci? Zic, dorm. Frate Costică, putem să ne întâlnim în seara asta? Zic, dar ce s-a întâmplat? A început a plânge în hohot. A zis, frate Costică, vreau să mă întâlnesc cu tine. Zic,
ne rugăm și ne întâlnim mâine. Am pus telefonul. Un ceas poate a trecut, era 2:30 noapte, era fratele John la mine acasă, un frate misionar, Nicu și Vera, știu. Sună din nou telefonul, din nou mă trezește. Un tânăr plânge în hohot, frate Costică, ce faci, dormi? Zic, dorm. Că unii nu reușesc să se pocăiască ziua, vreau să se pocăiască noapte. I-a spus, așteaptă până mâine, spune, nu pot, vreau să vin la tine. Dacă nu vii după mine cu mașina, vin pe jos, avea vreo 20 și ceva de kilometri. La cât îi ajung, dar vreau să mă pocăiesc în seara asta. L-am trezit pe fratele John pentru că mă gândeam să nu fie ceva, noaptea, târziu. Zic, mergem împreună, că Domnul Iisus a trimis doi câte doi. Am plecat împreună, l-am găsit, era totul plâns. L-am adus acasă și el a zis, mergeam pe drum, m-am îndepărtat de Dumnezeu. Făceam lucruri murdare și am zis, Doamne, dacă Tu existi, fă ca înaintea mea să vină prietenii mei cu mașina. Am cerut de la Dumnezeu un semn imposibil în acel moment. Și numai cum am zis aceste cuvinte, n-o dorilat câteva minute, noaptea, de nicăieri, se urcă o mașină la deal și prietenii mei se opresc lângă mine. Când i-am văzut, am început a tremura. Când i-am văzut, am început să-mi văd toate păcatele din viață. N-am mai putut vorbi, ei au zis, ce-i cu tine? Eu le-am zis lor, eu vreau să mă pocăiesc. Pentru că eu i-am zis, dacă există Dumnezeu, să veniți voi. Și voi ați apărut. A început să tremure, m-a sunat noaptea, pentru că cândva a lucrat la mine la casă. Ne-am întâlnit cu el, a început să-și mărturisească păcatele. S-a pocăit în acea seară. Ne-am rugat, am mai umblat la biserică o bucată de vreme. Dar așa cum a fost prorocia, îmi pare rău că s-a întors înapoi în lume. Există mulți oameni care își spală hainele în sângele Mielului, dar Biblia spune că cei care se întorc la păcat e ca scroafa, spune Biblia, care se întoarce din nou la mocirlă. Vii la adunare, te rogi, Doamne, sfințește-mă, dar te uiți mai departe aceleași filme, te uiți mai departe aceleași site-uri, trăiești mai departe cu aceleași vorbe, ai aceleași gânduri de curvie și de alte prostii. Și iar Duhul lui Dumnezeu spune, eu nu locuiesc într-un vas murdar, Duhul meu este sfânt, nu putem să-L împăcăm pe Dumnezeu și pe Mamona, nu putem sluji la doi stăpâni, hai să ne întoarcem la Domnul cu toată inima, căci Domnul mai dă vremuri de îndurare, de înviorare și cine se întoarce la Dumnezeu, El îi dă iertare, amin? Câți fii risipitori aveți, eu nu știu. Nu vă cunosc aproape pe nimeni, pe puține, dar Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Dumnezeu cunoaște inima și mintea și gândul nostru. Și Duhul lui Dumnezeu îți spune astăzi, nu vreau moartea păcătosului. Nu vreau pediapsă. N-am venit să te conving de păcat, să te rușinez. N-am venit să te conving de păcat, să te judec. Am venit să te conving de păcat, ca să-i dai păcatul lui Hristos. Am venit să te pocăiești înaintea Mântuitorului, pentru că ori păcatul e pe tine, pe conștiința ta, pe sufletul tău, pe Duhul tău, sau păcatul îl dai Domnului Iisus Hristos și El îți dă neprihănirea Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. La cruce, acolo se întâmplă schimbul. Noi dăm Domnului păcatul și El ne dă mântuirea și neprihănirea. De aceea te rog în această zi, dragul meu, nu pleca acasă cum ai venit. Dacă Duhul Sfânt te cercetează, fă ce a făcut fiul risipitor și a venit în fire. Poate e timpul să spui azi, Doamne, nu vreau să mă duc cum am venit, vreau să mă întorc la Tine. În afară de asta, aș vrea ca să vorbim despre a doilea pas pe care Domnul Iisus l-a zis. În primul rând, El convinge Duhul Sfânt de păcat. În a doilea rând, Duhul Sfânt este Cel care vrea să ne conducă în viața de sfințenie. Uitați-vă, Domnul Iisus spune în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine. Atunci când te pocăiești, cu pocăință și credință, schepi de păcate și ești îmbrăcat în neprihănire. În a doilea rând spune, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, a zis Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos este etalonul sfințeniei noastre.
Și cât a fost în lume, El le-a zis ucenicilor și ne-a lăsat și nouă câteva exemple din comportamentul Lui. Și a zis, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dar după ce a plecat Domnul Iisus, cu cine să ne comparăm? De multe ori oamenii se uită și își caută exemple oameni, spunând, dacă l-au cu tare, îi se poate și mie mi se poate. Dacă cu tare face, dacă fiul păstorului face, dacă fratele cu tare, poate el a avut o piedică și a căzut. Eu vreau să spun, frați și surori, Duhul lui Dumnezeu e venit în lumea asta ca să ne conducă pe noi într-o viață de sfințenie. Cine e sfânt să se sfințească și neprigănirea noastră să crească în Hristos. Pentru că Domnul ne dă o poziție, dar vrea ca noi să avem inima curată și Domnul vrea ca noi să trăim în neprihănire în fiecare zi. Ne bucurăm că Duhul lui Dumnezeu este Cel care este lângă noi. Amin? Și când facem un lucru care nu-i place Domnului, Duhul Sfânt spune, Costică, roșu, oprește-te. Acolo n-ai spus bine, acolo ai ridicat tonul. Hristos, dacă era în locul tău, nu vorbea așa. Da, El e plecat la Tatăl, dar eu am venit în locul Lui să fiu cu tine și să-ți arăt că Domnul tău n-ar fi făcut așa. Exemplul nostru e Hristos. El a plecat, dar Duhul Lui a venit și Duhul Lui are același natură ca Iisus. Și El este cu fiecare dintre noi. Te rog astăzi, uită-te în fața Duhului lui Dumnezeu. În oglindă, uită de care este cuvântul lui Dumnezeu și întreabă-te, trăiești o viață de sfințenie și curățenie? E atât de important lucrul acesta. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să ajungem la desăvârșire. Sigur că atâta cât suntem în carne, noi nu putem atinge etapa să fim ca El. Întotdeauna avem unde crește în sfințenie, dar știm că când va veni El, dacă suntem pe calea sfântă, El ne va desăvârși. Amin? Dacă ești pe calea păcatului, El te va judeca. Dar dacă ești pe calea sfântă, chiar dacă nu ești desăvârșit în toate, chiar dacă mai ai slăbiciune, chiar și prorocul Ilie a avut slăbiciune, dar a trăit cu Dumnezeu, Enoch a trăit cu Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu au trăit cu Dumnezeu și în slăbiciune au văzut puterea lui Dumnezeu, în încercări au văzut puterea lui Dumnezeu. E una să cazi aici în adunare, te ridici și nici nu ești murdar, dar e alta să cazi în mlaștină și să te mănânce mlaștina. E una și cei nenorociți pot să cadă, spune Biblia, dar se ridică și rămân în picioare, pentru că ei sunt în Hristos și Hristos este în noi, nădejdea slavei. Domnul nu ne-a creat pentru iad, Domnul ne vrea în rai, dar pentru asta vrea să ne ținem de El cu toată inima și să credem în El, călcând pe urmele Lui. Domnul să ne ajute. Amin. Mulți credincioși au pierdut calea Domnului. Mulți credincioși, necredincioși astăzi, dacă vreți. Mulți oameni care se numesc credincioși spun, Doamne, Doamne, dar voia Lui nu-i o fac. Te întreb în această zi, tu faci voia Domnului? Timpul trece așa de iute, mergem mai departe. Vreau să vorbesc încă despre o etapă foarte importantă, care lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului se vede prin convingerea de păcat, prin sfințenie și prin lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă prin mine și prin tine. Nimeni dintre noi nu este prea slab ca să facă lucrarea Domnului, dacă este în el Duhul lui Dumnezeu. Amin. Uitați-vă ce a spus Domnul Iisus la ucenicii Lui, ce a spus la cei care îl urmau pe El. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Un alt lucru foarte important este lucrarea Duhului Sfânt. Este cea care ne dă biruință asupra lui Satan. Pentru că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, împotriva duhurilor răutăților care sunt în locurile cerești, spune Apostolul Pavel în capitolul 6 din Efesene. Și a spus să ne îmbrăcăm cu toată armătura Duhului Sfânt. Împotriva lucrărilor lui Satan nu ajută eticheta, nu ajută confesiunea, nu ajută doar să aparții de o biserică, trebuie să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să distrugă lucrările diavolului și dorește ca fiecare dintre noi, să fie lucrător împreună cu Domnul. Amin.
Frați pentecostali, iubită biserică, noi suntem chemați ca în lumea de azi nu doar să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu cu vorbe, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Foarte mulți oameni îi auzi că vorbesc și eu sunt botezat cu Duhul Sfânt și eu vorbesc în limbi, dar în viața lor nu se vede puterea lui Dumnezeu, nu se văd lucrările lui Dumnezeu și slujirea pe care o dorește Dumnezeu. De aceea vreau să vă îndemn pe toți. Duhul lui Dumnezeu ne-a dat să ne întărească, dar să ne întărească nu să stăm pe loc, ci să mergem înainte, să călcăm peste toată puterea celui rău, a zis Domnul Iisus. Domnul Iisus a zis că El ne dă putere ca să înaintăm în lume, să călcăm peste șerpi. Șarpele este un simbol al lui Satan, care în Eden l-a ispitit pe om să cadă. Dragul meu, să poți face față ispitei, să poți birui pe cel rău, trebuie să fie în tine Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Când Iisus a mers în pustie, a mers mânat de Duhul lui Dumnezeu, dar cunoștea Cuvântul lui Dumnezeu și când a venit diavolul, l-a putut înfrunta în numele Domnului Iisus Hristos. Avem și noi biruință. Amin. Dacă suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, dacă facem ca permanent să fim aproape de Domnul și părtășia noastră cu Domnul să crească înainte. De multe ori în viață am văzut situații că dacă nu era Duhul lui Dumnezeu, noi nu puteam niciodată să avem acele biruințe pe care le avem. În biserica noastră, la Cernăuți, avem câteva persoane care căutau să-și pună capăt, care au vrut să-și pună capăt vieții când era în lume. Un frate, fratele Valera, care slujește împreună cu mine în adunare, într-o zi a venit acasă. Numai s-a așezat la masă, soția i-a pus mâncare. Și deodată Duhul lui Dumnezeu îl îndeamnă să se ducă. Dar soția îi zice, Elena, Valera mănâncă, în limba rusă vorbea. Dar el a dat să mănânce și din nou Duhul lui Dumnezeu îi zice, du-te! S-a urcat în mașină și a plecat. Duhul lui Dumnezeu l-a condus la o casă. Când intră în casă, stăpânul de casă a legat o fune, vroia să-și pună capăt vieții. Și a zis, cum ai venit aici? Cine ți-a zis? Era divorțat de soție și a vrut să-și pună capăt vieții. Și acum îmblă la adunare, slăvit să fie Domnul. Vreau să spun, de multe ori, diavolul are de câștigat dacă noi nu mai auzim vocea Duhului Sfânt. Diavolul are de câștigat dacă noi nu suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Diavolul are de câștigat în familia ta, în societatea ta, la serviciul tău și în multe lucruri. Dacă n-ai cu ce face față, el te biruiește. Dar Dumnezeu dorește să fim plini de Duhul Sfânt. Să putem spune că cel ce e în noi e mai tare ca cel ce e în lume. Domnul să ne ajute. Amin. Vă spun încă un caz. Eram tânăr. Eram fără multă experiență și cunoștință. Eram student la școala biblică. Și am avut un caz special. Într-o seară meream la grupa de ucenici în satul Vâsâieni. Când meream pe drum, eram cu fratele Rubim cu mine. Și i-am spus lui Rubim, nu știu ce se întâmplă, ceva se întâmplă. Ceva Dumnezeu vrea să facă, nu înțelegeam ce, dar Duhul lui Dumnezeu a început să mijlocească. Eram în rutieră, nu mă puteam ruga tare, dar am pus capul înainte pe scaun și tot drumul cât am mers încolo m-am rugat în alte limbi. Aveam nevoie să mă întăresc spiritual. Nu știam ce mă așteaptă, dar Duhul lui Dumnezeu știa și e important să lași în boldul Duhului Sfânt să lucreze în viața ta. Când am ajuns acolo, țin minte, am intrat în casă, erau roade pe scaune cei care erau acolo. Am văzut că este o familie nouă, o tânără, un copil de vreo 11 ani. Frații, surorile, n-am spus nimic, am spus ne sculăm să ne rugăm Domnului, să cântăm. Am început să cântăm prima cântare, să ne rugăm. În timp ce ne rugam, am văzut că la acea tânără i s-a făcut rău, a căzut. Mă uit pe mâini, o duce în altă cameră. În timp ce ne rugam, am simțit îndemnul acela, imboldul acela, să mă duc să mă rog pentru ea în altă cameră. Nu știu cum am trecut în acea cameră, dar eram plin de puterea lui Dumnezeu. Și nu mă temeam de nimic. Am înțeles că e o împotrivire demonică. Eram un tânăr de 16 ani. Toată slava să fie a lui Dumnezeu, nu eu.
Dar am mers acolo și am văzut că mama ei se lupta să o țină. Am pus o mână pe cap și cu o mână am luat de mâna ei. Ea a început să mă îndoiască mâna. Și eu țin minte acea rugăciune scurtă. Cel ce e în mine e mai tare ca cel ce e în tine. În numele lui Iisus îți poruncesc să ieși afară. Și Domnul a eliberat acea tânără, slăvit să fie Domnul. Trei duhuri necurate au ieșit din ea. Dumnezeu i-a eliberat viața. Ea a căzut la pământ. Mama ei a zis, a murit Carolina. Zic, n-a murit, Dumnezeu a eliberat-o. Am luat-o de mână. Nu se putea ține în picioare. Sta pe pat câteva minute. La 10 minute a intrat în camera unde eram noi. A ridicat amândouă mâini în sus. Și a început să-L laude pe Dumnezeu. Pentru că când lucrează Duhul Sfânt, El este Cel ce dă eliberare. De asta, frați și surori, să nu gândim astăzi că dacă vrea Domnul, de ce nu-s minuni și vindecări și lucrări? Domnul vrea, dar vrea Domnul să ne punem la dispoziția Lui și să lucreze prin fiecare dintre noi. Zic, Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră. Amin? E atât de important, e atât de important să fim aproape de Domnul. Și în această zi, parcă aș vrea să facem o rugăciune de pocăință. Dacă este cineva pe care Duhul lui Dumnezeu îl cercetează, poate tu, ca mine, te gândești că mai ai timp, dar astăzi Duhul lui Dumnezeu te-a cercetat și te-a întrebat dacă te duci sau dacă vine sfârșitul lumii, unde mergi? Și dacă răspunsul este că nu poți pleca cu Domnul, nu poți pleca cu biserica, astăzi eu te îndemn, nu pleca acasă cum ai venit, pocăiește-te. Spune, Doamne, iartă-mă, dacă poate ai fost credincios, dar ai căzut de la fața Domnului. Sau poate ai căzut în unele păcate pe care nu le poți birui și ai vrea să ne rugăm. Noi nu suntem aici chemați să ne judecăm unii pe alții. Noi suntem chemați să ne judecăm fiecare pe noi înșine. Și, dragă biserică, aș dori să ne rugăm pentru toți cei care au nevoie azi de pocăință. Amin. Domnul să le dea iertare, curățire și sfințenie. Și Domnul să ne ajute pe toți să ne sfințim viața. Amin. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului și... aș vrea să întreb, este cineva în această zi căruia Domnul i-a vorbit și vrea să se pocăiască de păcate? Vrea ca viața lui să fie schimbată? Cel puțin cred că este un suflet care a scris că are nevoie de pocăință. Dacă mai este cineva și sunt persoane în sală aici care au nevoie în această zi de eliberare, de pocăință, de o viață curată și nouă, biserica, vă rog, hai să închidem ochii și noi ne rugăm, iar Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea. Amin? Și cine are nevoie de pocăință, vă invit să ridicați mâna în sus și ne vom ruga Domnului pentru voi. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Domnul te iubește, Domnul să vă binecuvinteze, nu vă rușinați, nu vă rușinați, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. În sfințenie, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vrem să continuăm să slujim Domnului și slujirea aceasta poate fi făcută în multe moduri. Noi lăudăm pe Domnul prin cântare, noi lăudăm pe Domnul prin mărturia care aducem altora, în modul în care a lucrat Dumnezeu față de noi, lăudăm pe Domnul prin rugăciune, îl putem lăuda pe Domnul și prin darurile noastre de bunăvoie. Am lăsat aceasta la urmă pentru că în această dimineață vrem să fim alături de frații din Ucraina, lucrarea de acolo, românii din Ucraina, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt mai multe biserici în zona Cernăuț, în regiunea Cernăuț, frații de acolo au niște nevoi speciale, în mod special au o lucrare acolo legată de școala biblică, seminarul pe care îl fac, pregătirea slujitorilor, a tinerilor care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Deci eu las locul fratelui Costel Cuciurean să prezinte și lucrarea aceasta înainte de a face coleta, de a avea cântare în comun. Are și un material video care l-a pregătit, câteva imagini despre lucrarea de acolo și Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-l folosească mai departe. Amin. Aș vrea ca, frați și sorori, câteva minute, pe 4 minute, să puteți vedea un mic video despre lucrarea noastră de acolo. E făcut mai de demult cum am început construcția și până acum, până unde am ajuns. După asta voi spune câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, câteva minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în legătură cu această lucrare și vă dorim în această zi să fiți alături de noi, dacă doriți, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Deși în țara noastră este război, deși în țara noastră oamenii suferă în multe feluri,
Dar vreau să spun, chiar dacă e război, Evanghelia nu trebuie să se oprească. Lucrarea Domnului trebuie să meargă înainte, așa cum Pavel era în lanțuri. Dar el a zis, Evanghelia nu trebuie să fie legată. Ea nu e legată, slăvit să fie Domnul. Și din contra vin oamenii la Dumnezeu. Dacă frații au pregătit acolo videoprezentarea, vă rog, poftim să o puneți pentru câteva minute. 30.000 de români, ceea ce este un procent din populația țării de 46 de milioane de locuitori. Regiunea Cernăuți, deseori numită și Bucovina de Nord, este zona în care locuiesc cel mai mare număr de români, aproximativ 220.000 repartizați în 108 sate românești, iar 14.000 în orașul Cernăuți. Prin Harul lui Dumnezeu, în 30 de sate românești din cele 108, sunt deschise case de rugăciune, unde se desfășoară cu regularitate servicii divine. Bisericile lucrează împreună și au obiective și viziuni comune. Bisericile române organizează evanghelizări lunar în satele românești în aer liber și case de cultură. Anul acesta s-au alăturat grupul Speranța și alte grupuri. În perioada de vară, de mai mulți ani la rând, organizăm echipe de misiune cu tineri locali și tineri de România în mai multe sate românești. Anual, în 5-7 localități, se organizează Policlinica Mobilă Creștină, în care oamenii au avut parte de consiliere spirituală și ajutor medical. Anul acesta au beneficiat aproximativ 2.000 de persoane de această lucrare. O echipă de frați slujesc în promovarea valorilor și moralității creștine în școlile publice din regiunea Cernăuți. Anul acesta s-au organizat 35 de tabere de zi pe teme creștine în cadrul școlilor publice. De asemenea, o conferință de 5 zile cu profesorii din școlile publice pe tema etica creștină, unde au participat 64 de profesori. Alăturându-ne fraților și oamenilor din zona de război, bisericile au trimis produse alimentare, haine și echipe de frați să ajute la restaurarea locuințelor distruse. Vă rugăm să vă alăturați în ajutor și rugăciune pentru această situație tragică din țara noastră. De asemenea, anual, în cadrul bisericilor, susținem 2 conferințe de familie, 8 conferințe regionale de tineret și tabere de vară pentru copii, adolescenți și tineret. De asemenea, susțin conferințe pastorale pentru bunul mers al lucrării. Bordul Colegiului Biblic Vocea Evangheliei, în anul 2007, văzând nevoia, au plantat Biserica Elim, care în prezent este în creștere și răspunde nevoii pentru locuitorii români din Cernăuți să poată să aibă un loc unde se pot închina lui Dumnezeu în limba română. Din 2001, Colegiul Biblic Vocea Evangheliei pregătește și echipează slujitori pentru bisericile deja existente, cât și evangheliști pentru satele din regiunea Cernăuți, unde nu este o biserică nou testamentală. Dumnezeu a chemat pe unii studenți la misiune externă și momentan avem o familie în Siberia și o familie în Africa. Studenții, pe lângă partea academică, sunt implicați activ în slujire și plantare a bisericilor în mai multe localități. Odată în 2 săptămâni, studenții vizitează și slujesc în bisericile pentecostale din satele românești. Având viziunea slujirii satelor românești din zona Cernăuți, în anul 2010 am început construcția Centrului Creștin Român, în care își va avea sediul Colegiul Biblic, Biserica Elim și Comunitatea Pentecostală Regională Română din regiunea Cernăuți. Pe parcursul acestor ani, am experimentat mâna bună a lui Dumnezeu, care a binecuvântat într-un mod miraculos, atât în ce privește locul pentru construcție, cât și materialele și resursele financiare. Putem mărturisi cu tărie că până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Prin harul Său dorim ca până la finele acestui an să acoperim clădirea. Dorim cu această ocazie să ne adresăm tuturora cărora Dumnezeu va pune pe inimă să participați împreună cu noi la această lucrare și vă solicităm sprijinul și ajutorul dumneavoastră atât în domeniul material și în mod deosebit în domeniul spiritual. Dorim ca tot ce vom realiza împreună să îi aducă slavă și cinste Domnului nostru Iisus Hristos. Noi invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să cântăm o cântare spre slava Domnului și apoi în timpul acestei cântări să facem și colecta pentru care în această zi au fost prezentate aceste materiale. Mă rugăm Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea de acolo din Ucraina, să binecuvânteze pe frații slujitori,
apoi vom face o rugăciune și vrem să ne rugăm în mod special pentru Ucraina. Sunt multe nevoi acolo, dar una de mare de probleme cum este războiul care are loc acolo și această zi vom folosi tot pe frate Costel să ne mulțumesc, pentru că este cel mai bine care, cel care înțelege cel mai bine situația de acolo, să ne prezinte subțin câteva din nevoile urgente de acolo și reale de acolo și vrem Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie prin care susține lucrarea aceasta. Amen. Dar niciodată nu ne așteptam ca în țara noastră să fie război. Niciodată nu ne așteptam ca în țara noastră să fie un fel de război cu Rusia. Vreau să vă spun, în perioada asta peste 8.000 de oameni sunt morți. De la noi din țară peste 4.300 de oameni care sunt morți. În mod special soldați tineri. E foarte dureros când în orașul tău vin 10 sicrie odată sau 50 de sicrie odată. E foarte greu când mamele își plâng copiii, la noi în sate au venit când trebuia să-i puie pe lista de... Gândiți-vă că dintr-un sat cu 4-5 mii de locuitori, 250-300 de oameni pe lista de luat la armată. Și mai ales în sate românești. Era misiunea Speranța la noi. Prima zi au intrat bine, a doilea zi când să iasă, au ieșit mamele, în mod special din Boloca, din alte părți. Au ieșit bărbații, au închis drumurile. Erau în alte părți, mame se întindeau pe asfalt să nu treacă mașinile, doar ca protest să nu ieie fiilor la armată. E foarte dureros. Peste 10.000 de răniți avem în țara noastră, oameni care au rămas invalizi în urmă la asta. Mâini rupte, picioare rupte, rămas în carecioare și așa mai departe.
Sunt acum, gândiți-vă, la noi perioada de iarnă, ninge, asta, e ger afară, peste 400 de mii de oameni n-au încălzire, peste 1 milion de oameni au lăsat casele lor și să refugiați, doar dintr-o regiune au plecat la 600 de mii din Donetsk, Lugansk. Am avut acolo 35 de familii misionare care lucrau în acea zonă. Au trebuit să plece păstori cu toată biserica, câte 150 de oameni. Acum când am fost în Franța, au fost niște vin familii din Donetsk, Lugansk, în Franța, să trăiască în alte părți. Niște frați păstori, toată biserica a zis, nu ne lăsați, faceți ceva. Au venit să vorbească cumva cu conducerea, dacă ar putea să poată primi o grupă mai mare, 150 de oameni, au vrut o biserică întreagă să treacă încoace. Vreau să spun, aproape toate localurile de închinare sunt luate de teroriști și spus armament, din adunare în pușcă, pun fel de fel de asta. Am avut un caz când în biserica din Slaviansk au intrat teroriști în timpul slujbei de închinare. De asta trebuie să fim gata în orice moment. Și a zis, tu care conduci închinarea și pe tine, vino până afară, a chemat un diacon, a scos arma. Și a zis, pentru că ați ajutat soldații ucraineni și ați dat mâncare, a scos și l-a împușcat pe diacon, l-a omorât și pe liderul de închinare l-a omorât. Doi fii a unui păstor au fost luați, era o familie mai bogată care aveau bani, ei aveau ceva afaceri, au luat doi fii a păstorului tot și i-a ținut ca prizonieri, spunând să le dea o mare sumă de bani, 60 de mii de dolari. Familia a dat ca pe urmă la o lună de zile să-i găsească și pe ei morți într-o groapă cu 25 de trupuri îngropați împreună. Vreau să spun acum, când am venit încoace, înainte de asta am fost la Kiev la o conferință. Noi avem în fiecare săptămână, trimitem ajutoare încolo. Bisericile noastre strâng ce pot, haine, mâncare și trimitem mai ales la frații noștri care sunt acolo. Sunt bătrâni care nu pot ieși. Sunt sate întregi unde copiii n-au ce mânca. Acum frații ne-au sunat că mai erau nevoie de 3 frați să meargă să ducă mâncare. Avem de multe ori frați care merg pe linia frontului să ducă mâncare și ne rugăm pentru ei. Am avut 2 frați care au plecat din Berdicev și din nou i-a luat prizonieri. Fratele episcop a mers de câteva ori să-i scoată de acolo. Și de fiecare dată acei oameni proruși caută să schimbe condițiile, aduce o sumă de bani, cere dublu asta și caută să terorizeze. E foarte greu, frați și sorori. Vreau să spun, nu vă dați seama, eram în Godinești la adunare și am spus să facem o rugăciune pentru Ucraina. În timp ce am motivat-o, mama a căzut în leșin pentru că fiul ei era pe front. Noi de multe ori glumim și ne gândim, dar vreau să spun în toate acestea, noi ca credincioși vedem mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă biserica evanghelică în mod special e persecutată, până biserica ortodoxă au făcut un batalion al lor de soldați care caută să lupte împotriva oamenilor, preoții binecuvintează să se împuște, să omoare și așa mai departe. E dureros, dar aș vrea ca să spună, Dumnezeu știe să salveze pe copiii lui. Era o familie tânără care aveau și copii, ședeau în casă și li s-au terminat toate produsele. Afară împușca în fiecare zi, erau gloanțe. De la acele împușcături, gândiți-vă, la nicio casă nu erau geamuri întregi. Toate geamurile sparte la oameni din cauza când împușcau bombele. Gardurile, știți cum erau, ca setca de cernut, de la gloanțe. Erau totul, frații noștri când au mers acolo băgau mâna în gard, prin gloanțele pe unde a trecut. Vreau să spun, minunea lui Dumnezeu este că cel mai puțin în toată aceasta a suferit creștinii, pentru că Dumnezeu ne-a ocrotit. Această familie, când s-a terminat toate produsele alimentare, s-au gândit, doar nu am stat în casă să murim de foame, s-au rugat Domnului și au zis, mergem până la tata, trăgem o fugă până la tata. A ieșit soțul, soția, au plecat. 2 ore a durat, au mers, au mâncat, au luat ceva, niște produse să vie înapoi. Când au venit, casa lor era ștearsă de pe pământ, până la temelie. Și au zis, Doamne, familia suntem noi, casa se mai construiește, îți mulțumim că ne-ai salvat viața. Frați și surori, mare e Dumnezeul nostru, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, de tine nu se vor apropia. Dar de multe ori Domnul trebuie să îngăduie și câte o încercare, știți de ce? Să ne rugăm cu pasiune. Noi nu prea ne rugam până n-am auzit că într-o zi biserica din Slaviansk a avut 4 morți odată. Toate adunările s-au unit să facă acea mormântare. De atunci am început să ne rugăm altfel. Vreau să spun, de atunci am început să iubim țara altfel. Am început, cred că cât ne-am rugat pentru Ucraina în ultima vreme și cât s-a rugat lumea, nu știu dacă ne-am lucrat vreodată. Vă mulțumim și vouă că v-ați rugat și vă rugăm să vă rugați pentru noi în continuare.
să facem o rugăciune ca Domnul să întărească în primul rând păstorii, slujitorii. E foarte greu că chiar și bisericile acolo au unii o părere cu Rusia, alții cu Ucraina. Și e destul de greu pentru slujitori. Să ne rugăm Domnului pentru trezire spirituală. Să știți că cum se pocăiesc oamenii acum, nu s-au pocăit soldații, cheamă preoții pe câmpul de luptă și își mărturisesc păcatele. Soldații se roagă la fiecare pas, merg printre gloanțe la postul lor și se întorc înapoi. Și ei spun unul, acum erau tinerii noștri, ies în pieți, cântă. Într-o seară erau la noi în Cernăuți pe piață, cântau și a venit un om și a început a striga că nu-i Dumnezeu, ce Dumnezeu, ce cântați, ce vă rugați. Și erau trei tineri, a venit unul și a spus, închide gura, Dumnezeu există, eu vin din zona de război și când eram în tranșeu acolo, strigam numai, Doamne, scapă-mă și Dumnezeu există că m-am întors viu acasă. Dumnezeu începe a lucra, oamenii în magazin, la noi acasă, erau trei oameni, vorbeau, unul îi spune, tu te gândești că degeaba Dumnezeu a îngăduit războiul? Nu degeaba, spune, doar Dumnezeu a îngăduit necazul acesta să ne pocăim. Celălalt îl întreabă, dar tu nu te-ai pocăit? El spune, nu, dar să știi că mă pocăiesc. Dumnezeu lucrează, când într-un fel, când în altul, și noi trebuie să ne pregătim. Noi, biserica, n-am fost în neștiință, Dumnezeu ne-a vorbit cu ani înainte. Când țara noastră va fi un mare măcel. Doi ani înainte, printr-un proroc a fost că va fi o mare vărsare de sânge și noi ne gândeam, poate în scurtă vreme, și noi ne gândeam că poate prorocul ceva n-o primit bine de la Domnul. Și n-o trecut doi ani de zile și s-a început asta. Frați și surori, vă rugăm să fiți alături de noi. Dacă cândva vă veți gândi să faceți un ajutor, am vorbit cu administrația, ei sunt gata să ne ajute cu trecerea vămii, să putem duce la cei oameni. E bine să simțim cu cei care sunt în necaz. Să știți că avem oameni refugiați, avem apartamente în oraș unde stau câte două, trei, patru familii. La noi tot vin permanent oameni. Avem în Ivano-Frankovsk o familie care aveau doi copii a lor și încă au luat cinci copii înfiați de acolo, fără mamă și tată. Acum biserica a dat un apartament. Avem nevoie să punem sistemul de încălzire și lumină și căldură până vine iarna. Trebuie vreo 10-15 mii de dolari. Nu știu, ne rugăm. Eu știu că Dumnezeu ne-a ajutat mult și ne ajută. Nu vrem să stăm pe loc, vrem să mergem înainte. Dacă Domnul vă va binecuvânta pe voi aici și pe noi acolo, știm că lucrarea Lui va merge înainte. Amin.